Planetariul rămăsese ultimul copil nemodernizat al complexului muzeal. Acvariul a avut de 2 ani de zile succesive modernizări. Delfinariul, nu mai e cazul să vorbesc câte a avut. Microrezervația printr-un proiect european poftic de asemenea a fost modernizată. Și rămăsese planetariul. Vara aceasta, fiindcă aceste modernizări succesive a celorlalte secții ne-au adus mai multe venituri și am și gestionat puțin del bănuții ăștia, am putut să investim și în planetariu. Am investit în sensul schimbării pavimentului, schimbării tavanului, reparării acestuia și schimbării scaunelor, care acum sunt scaune de planetariu. Domn profesor Turcu, colaboratorul meu de la Suceava, este profesor de astrofizică, un om cu care nu te înțelegi din prima, dar după ce ai intrat pe unde lucrurile evoluează foarte bine, mi-a propus inclusiv să venim cu niște scaune de planetariu special respectiv înclinate la 15 grade, fiindcă ne uităm pe boltă să nu mai le înțepinească oamenilor ceafa. Odată. Și doi la mână, mi-a propus un proiector digital de la o marcă renumită japoneză, care are o foarte bună valoare pentru bani și care, bine utilizat, poate să completeze proiectorul analogic, să găsim și soluția să le folosim pe amândouă și care să bucure pe de o parte oamenii cu o ofertă suplimentare, dar pe de altă parte să contribuie la ceea ce avem noi de făcut aici, respectiv educație și știință. Nu avem un profesor între noi, dar dânsul este și profesor la facultate, însă era bine dacă era și un profesor de nivel gimnazial, fiindcă vrem să prindem sistemul nostru de învățământ din Constanța, așa cum la Suceava au reușit să-i prindem într-o activitate comună, să prindem activitatea noastră de la planetariu și astrofizică în programa analitică sau în curicula școlară și în felul acesta să aibă copiii mai multe de învățat. Eu sunt pentru dezvoltarea minții, pentru înțelegere, sunt împotriva dogmelor de orice natură ar fi ele, și sunt pentru a clădi, construi o generație care nu numai să ne plătească nouă pensii mai mari, dar care să protejeze această planetă mai bine decât am făcut-o noi. Câți bani au fost investiți? Au fost 120.000 de lei investiți în aceasta, inclusiv echipamentele, și zic eu că această investiție merită, a meritat, și veți vedea și dumneavoastră de ce. Mulțumesc!